Uite, un gând care pe mine mă sperie câteodată. Probabil îl avem toți cei care am fost odată foarte săraci. Cum ar fi ca într-o zi să pierzi totul? Ce ai face? Ai găsi puterea să o iei din nou de la zero? Că eu unul nu cred că aș mai putea. Astăzi la Ceasul Bun vă prezentăm un caz foarte grav. În urma unui incendiu, o familie din Prahova și-a pierdut casa și odată cu ea tot ce avea. Domnul este Florin Brânzea, tată la trei băieți, de care de câțiva ani se ocupă singur, ajutat doar de o rudă pentru că mama copiilor i-a părăsit. Este obișnuit cu greul, însă în urmă cu două săptămâni viața i-a mai dat o lovitură foarte dură. Eram aici în comună, cu al mare, cu Florin. S-a trezit la micul de acolo, că a auzit gălăgie, când a ieșit afară a văzut că arde casa. L-a sculat pe Andrei, ieși afară că a luat foc. Când am ajuns aici unde e mașina dumneavoastră, era flacărea deasupra casă. Incendiul a pornit de la un scurt circuit la tabloul electric al casei și s-a extins rapid. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Andrei și Mihai au reușit să iasă la timp și să sune la 112, însă pompierii nu au putut interveni prea repede pentru că drumul de acces către locuință este foarte îngust, neasfaltat și adesea plin de noroi. Tot ce a mai rămas acum familiei Brânzea sunt trei căpițe de fân. Ars televizoare, ars tot ceva, maudă. Niște oameni buni la suflet le-au oferit adăpost celor patru membri ai familiei până când aceștia vor putea să se pună din nou pe picioare. Băieții cei mari au reușit să ridice singur scheletul unei noi locuințe, numai că o construcție costă foarte mult, iar ei abia se descurcau de la o lună la alta. Tatăl este cioban, Andrei este angajat la brătăria din comună, iar Sorin muncește cu ziua. Fac orice le stă în putință încât să ducă o viață normală alături de fratele lor de 13 ani. Era greu, dar mă descurcam. N-am cerut la nimeni, ne-am descurcat. Acum, familia Brânzea are mai mare nevoie de ajutor ca niciodată. Le trebuie de toate, dar cele mai urgente sunt haine groase. Au nevoie de materiale de construcție, de bani ca să poată ridica noua casă, de alimente și de produse de igienă. Mulțumită vouă, Mihai, care este în clasa 7-a, poate participa acum la școala online, dar s-ar bucura foarte mult și de niște rechizite noi. Nevoie de tot ce cuie, bani, voltari, fără ajutorul la cineva, nu cred că pot să mă răspund. Vă mulțumim din nou pentru toate tabletele și dispozitivele pe care continuați să ni le trimiteți. Pentru copiii ca Mihai, ajutorul vostru contează enorm. Cât despre cazul de astăzi, este important să știți că Andrei și Sorin n-au putut fi de față la momentul filmării tocmai pentru că erau plecați la muncă. Dacă îi puteți ajuta pe cei din familia Brânzea, nu ezitați să ne scrieți la adresa ceasulbun@starea-nației.ro, adresa la care Larisa răspunde imediat.